Catolic înseamnă, cum știți, în greacă, universal. Nu are o noțiune etnică sau religioasă precizată, ci înseamnă pur și simplu universal în greacă. Revin la Franța. Aveau două probleme. Prima problemă religioasă au rezolvat-o afiliindu-se nu arienilor, și asta e un prim gest care trebuie înțeles în genialitatea lui. Pentru că fraților germanici adoptaseră arianismul. Ei s-au singularizat prin faptul că au adoptat acel creștinism care corespundea celei mai apropiate episcopii creștine care le stătea la dispoziție. Și aceasta era episcopia romană. Așa se explică afilierea la Roma a francilor. A doua decizie, foarte înțeleaptă, a fost următoarea. Deși papa l-a încoronat imperator romanorum pe Carol cel Mare la Roma în 25 decembrie 800, el a preferat să nu concureze, adică să nu uzurpe legitimitatea Constantinopolului. Constantinopolul este Imperiul Roman. Eu devin altceva. Și acest altceva se numește prima structură europeană. El a continuat să se intituleze Rex Francorum, dar cronicardii lui îl numeau Rege al Europei. Europa este numele pe care l-au găsit occidentalii, întemeitorii regatelor creștine occidentale, succesoare ale Imperiului Roman de apus, numele pe care l-au găsit pentru a se descrie pe ei ca legitim succesori ai Romei și nu uzurpatori ai Imperiului Roman care rămăsese în răsărit centrat pe Constantinopol. Asta înseamnă Europa. Europa înseamnă legitimitatea politică a regatelor germanice de substanță romană, legitimitate politică ca succesori ai Imperiului Roman de apus și de religie romană, creștin-romană. Prima Europa, pentru că sunt mai multe Europe, prima Europa este ceea ce în istoriografie se numește Imperiul lui Carol cel Mare. Dacă vă uitați pe hartă sau vă activați în minte, Imperiul Roman al lui, Imperiul German, Imperiul lui Carol cel Mare, care este un imperiu franc de substanță galo-romană și de religie creștin supusă episcopiei Romei, el se întinde peste Franța de astăzi, acoperă complet Belgia și o parte din Olanda, acoperă toată Germania până în Bavaria asta. Bavaria era un ducat de obediență francă. Este limitat în sud-est de către regatul Longobard, care era un pivot succesor al Longobarzii, sunt niște succesori ai regatelor germanice, Odoacru Teodoric, de tip Ostrogot, și care controlează, din punct de vedere militar, Italia, pe care are vocație să o controleze și Imperiul lui Carol cel Mare. Asta este originea împărțirii Italiei între regate sau teritorii papale, care erau cele care stăteau sub autoritatea regelui Frank, și cele nordice, care nu sunt papale și care stăteau sub autoritatea altor germanici, care erau, în cazul de față, Imperiul Longobard. Asta este rădăcina
luptelor papale între statele papale și statele este vechea obediență politică sau protecție politică care venea fie de la franci, fie de la longobarzi. Europa, prima Europa, este acest lucru. Este succesoarea Imperiului Roman de apus, având ca religie religia romană, creștinismul roman, și având ca legitimitate politică dubla obediență. Aceea că sunt succesori politici ai Romei, dar nu sunt Roma, pentru că Roma era în funcțiune, în răsărit. Și în același timp au adoptat religia Romei. Legitimitatea era dublă. Era politică ca succesori ai Romei, ai părții pierdute a Romei, și în același timp erau cei care adoptaseră religia Romei, pe care nu o distingeau atunci de religia creștină a Constantinopolului. E foarte semnificativ că în timp ce Roma și-a luat distanțele ei față de zguduirea iconoclastă din răsărit, regii franci nu s-au pronunțat asupra chestiunii. Au lăsat pe religioși să trașteze chestiunea ei și au păstrat obediența față de religie, așa cum o definea Roma. Iar din punctul de vedere al crizei iconoclaste, Roma a ținut partea ortodoxă, ca să zic așa. Am lămurit până acum esența dreptului roman. Am lămurit apariția primei Europe. Și i-am construit înțelesul în funcție de, nu legitimitatea uzurpată față de Imperiul Roman, ci legitimitatea căutată, adică inventarea unei noi legitimități care are la origine moștenirea unei Rome pierdute și recâștigate prin adoptarea creștinismului roman. Acest lucru îl repet, nu pentru că am uitat că l-am spus, ci pentru că îl consider foarte important pentru a înțelege ce este Europa. Acum mă întorc la Roma și la ceea ce am numit mai devreme raportul de secundaritate. Raportul de secundaritate este o expresie pe care un important filozof francez, Rémy Braque, l-a găsit în 2001 când a publicat o carte care se cheamă Europa, virgulă, Calea Romană. L'Europe, la voie romaine. Teza lui este foarte interesantă, pentru că adaugă un element fundamental roman, celui pe care deja îl știam, care este dreptul roman. Acest lucru nou, el îl numește raportul de secundaritate. Și este ceva specific Romei și care a devenit specific Europei. Și o să vedeți în ce măsură ne este specific nouă românilor, deși e prima oară când auzim de el din gura unui filozof francez, Rémy Braque. În ce constă raportul de secundaritate? Raportul de secundaritate constă în următorul lucru. Roma știe că este o putere militară. În secolul II, la jumătate, ea cucerește Grecia. Roma este o cultură cu memorie. Prin asta înțeleg faptul că de foarte timpuriu ei au început să-și scrie analele. Ei nu uitau ce sunt în istoria lor. Ca atare, ei nu uitaseră că în 451, ca să-și redacteze dreptul quiriților, ei trimiseseră o delegație la Atena. Ei știau pe cine au cucerit. Și anume, îi cuceriseră pe unii
care din punct de vedere cultural le erau clar superiori. Nu aveau niciun dubiu în privința asta. Nu există cel mai mărunt roman care dintr-un patriotism local, ignar, să fi putut spune suntem mai buni decât grecii. Nu. Știau că le sunt, din punct de vedere cultural, inferiori. Care este atitudinea obișnuită? Când ai o inferioritate culturală, dar ai puterea armelor de partea ta, omul obișnuit strivește. Ești în puterea mea, te distrug. De ce? Ca să elimin superioritatea care mă deranjează. Sursa resentimentului este exact asta. Este conștiința că cel din fața ta are un resentiment pe care tu, care din anumite alte privințe îi ești superior, nu-l poți depăși în niciun fel. Iar resentimentul roade cât nu poate construi sentimentul. Este cel mai oribil sentiment. Resentimentul. Ei bine, romanii nu numai prin dreptul roman au fost geniali, ci și prin faptul că s-au instalat față de grecii, cărora le erau superiori administrativ, militar, politic și, în mod clar, îi guvernau, îi stăpâneau, s-au instalat față de ei într-un raport pe care Rémy Braque îl numește de secundaritate. Și asta înseamnă următorul lucru. Te-am cucerit, dar înțeleg că mi-ești superior din punct de vedere spiritual. Atunci mă pun la școala ta pentru a învăța de la tine. Acest lucru cum se face? Se face deschizându-ți sufletul, inima, inteligența, la conținuturile spirituale ale culturii tale și le fac să rodească în sufletul meu. Le cultiv în sufletul meu. Și ajung la cuvântul cultură. Cuvântul cultură vine de la țărani. Țărani în sensul de cultivatori ai pământului. Cultura este un cuvânt desprins din agricultura, adică cultivarea pământului. Cultura se face exact așa cum se cultivă pământul. Ai o sămânță care este înțelepciunea cuiva. Ai un pământ care este sufletul tău. Iei sămânța, o bagi în sufletul tău și o cultivi. Faci ce trebuie. O ari când apar buruieni, plivești și uzi, adică îngrijești, porți grija sămânței pe care ai pus-o în pământul sufletului tău și aștepți. Pentru că aici nu există niciun fel de grabă. Graba strică cultivarea, strică treaba. Trebuie să dai timpului timpul său. Și deodată, și aici îl citesc pe Platon, din scrisoarea 7-a, pagina 340c. E una dintre marile pagini ale umanității. Și deodată descoperi că în sufletul tău a apărut o flacără care arde cu o flacără care nu mai poate fi stinsă. Și acea flacără te încălzește. Asta este cultivarea și ăsta este mecanismul raportului de secundaritate. Diferența față de cultivare e o noțiune pe care o inventat-o romanii. În dialogurile tusculane, al doilea dialog tusculan, Cicero vorbește de cultura animii, adică cultura sufletului. Și o descrie exact în termenii în care se descrie agricultura, adică cultivarea pământului. Cei care au inventat, dacă mi este permis acest termen, cultura înțeleasă ca proces al cultivării, sunt romanii. Și
Și au putut o face pentru că ei s-au pus la școala grecilor. Adică au intrat într-un raport de secundaritate cu cei care posedau înțelepciunea, iar ei, romanii, care nu o posedau, înțelegeau, fără resentiment, că ei o au. Deși acei ei se aflau militar vorbind în puterea lor. Simțiți cât de genial este acest mod de a răspunde? Roma a ajuns la noi prin două elemente cruciale. Dreptul roman, de care am vorbit rapid, pentru că nu se poate ajunge într-o conferință, dar am schițat aliniamentele principale, și prin raportul de secundaritate. Fac o mică digresiune. Luați-ne pe noi, românii. Ce suntem noi? În Bizanț după Bizanț, Iorga, cu un cuvânt foarte frumos, ne numea suveranitățile nord-dunărene. Un cuvânt care îmi place foarte mult. Suveranitățile nord-dunărene. Și noi am constituit după el una dintre cele trei componentele ale Bizanțului de după Bizanț. Una dintre aceste componente au fost suveranitățile nord-dunărene, care au rezistat, au fost continuatoare ale Bizanțului în mod paradoxal, păstrând și limba Bizanțului în învățământ, până în 1821, când s-a făcut reforma a lui Lazar, cunoscută la noi sub numele ăsta, prin care s-a trecut în învățământ de la limba greacă la limba română. Pentru că înainte de 1821, limba în care se preda în academiile domnești, înființate la Iași și la București, la sfârșitul secolului al XVII-lea, respectiv începutul secolului al XVIII-lea, aceste academii domnești, care erau forma de învățământ superior din principatele românești, nu se preda în limba română, se preda în limba greacă. Și dacă vreți să găsiți cursurile ultimului mare comentator al lui Aristotel, care a trăit în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Teofil Coridaleu, dacă vreți să vedeți unde se predau comentariile la cele 8 cărți ale fizicii lui Aristotel, o să le găsiți în programa de învățământ de la Academiile Domnești. Profesorii erau greci, auditoriul era mixt, erau și români, fii de boieri români și așa mai departe, dar în mod clar principatele aparțineau ca sferă de cultură culturii neogrecești. În aceste suveranități nord-dunărene supraviețuia Bizanțul inclusiv sub forma materiei de predare, pentru că Teofil Coridaleu aparține tradiției bizantine din comentariile aristotelice. Iar acest lucru se încheie în 1821. Emanciparea noastră ca români, când am intrat în posesia limbii române, s-a făcut pe seama eliminării ultimei rămășițe a Bizanțului. Noi am trăit sub influența bizantină pentru că am adoptat creștinismul în varianta lui de Constantinopol, după ezitări, cum știți, în secolul XIV, sunt ezitări, sunt domni care sunt catolici, dar formula care a prevalat este formula nu a creștinismului roman, ci a creștinismului constantinopolitan, să spun. Care avea să se numească Ortodoxie. Și după aceea cu noi se petrece un lucru. Noi suntem o populație de un popor de având o cultură de răscruce, adică o cultură care nu este într-o singură sferă de dominație, ci o cultură care este în mai multe sfere de dominație. Este o trăsătură foarte importantă a românilor și, după părerea mea, este una dintre sursele mobilității lor interioare care îi distinge de alte popoare din Europa. Noi toți am crezut că, Iorga în special, că domnitorii noștri, primii noștri domnitori, erau niște țărani mai înstăriți și care erau foarte apropiați ca cultură și ca port
de țăranii noștri. Adică erau niște boieri foarte apropiați de țărani. În momentul în care a fost dezgropat la Argeș, în anii 20, mormântul lui Mircea cel Bătrân, cred că el era, s-a văzut cum era îmbrăcat. Era îmbrăcat exact ca un rege occidental. Ipoteza lui Iorga, pe care o exprimase într-o conferință din 1923, că la 1300 conștiința românească încă nu se divizase politic între clasă conducătoare și clasă condusă, adică între țărani și așa mai departe și nobili, era falsă. Nu. Conducătorii noștri nu erau niște țărani mai înstăriți, erau niște principi. Iar modul în care se îmbrăcau era al bizantinilor, adică al occidentalilor. Nu? Nu avem această distinție. Prin urmare, sunt în digresiunea referitoare la cum suntem noi sufletește. Deci noi suntem la întretăierea la întretăierea mai multor culturi și evoluăm în funcție de o alegere pe care o facem. Și cea mai frapantă alegere din cultura noastră, îmi vine să spun, nu este cea impusă de dominația otomană. Pentru că noi, din principate de tip occidental în fond, cum suntem la întemeiere și suntem inclusiv în epoca lui Ștefan cel Mare, după ce ne pierdem dreptul de a avea o armată proprie, și asta se face sub presiunea otomană, din acel moment noi intrăm într-o sferă, suntem obligați să intrăm într-o sferă de influență culturală care, fără a abandona fondul care este ăsta creștin și latin și așa mai departe, se impregnează de moravurile orientale care sunt cele turcești, în fond, și aveau să fie definite mai târziu ca fiind balcanice. Noțiunea de balcanic este o consecință a supunerii acestei vechi regiuni romane, care se numea, atenție, Romania. Așa se numeau Balcanii. Romania. Această Romania devine Balcanii, a căror note de caracterizare culturală sunt turcești. Clar. Dar ce vreau să spun este că raportul de secundaritate, pe care noi nu l-am luat direct de la romani prin proximitatea lor, l-am regăsit ca instrument de modernizare independent, poate că pornit de la structurile noastre latine, dar în orice caz a avut rolul unei relatinizări a societății românești. Ne confirmă în faptul că suntem latini, faptul că instrumentul modernizării noastre este chiar raportul de secundaritate. Adică raportul prin care romanii s-au grecizat din punct de vedere cultural. Și un amănunt adeseori trecut cu vederea este faptul menționat de istorici bunăoară, care este limba în care se adresează ucigașilor lui Cezar în Senatul Romei. Este limba latină. Unui singur om îi se adresează în greacă în momentul în care și el îl înjunghie. Este vorba de Brutus, care era fiul lui și căruia i s-a adresat în greacă. De ce? Pentru că în familie vorbeau grecește. Pentru că orice roman cultivat avea două limbi. Era limba puterii militare a administrației și a dreptului, care era limba latină, și era limba de suflet, așa spunând, limba de cultură, care era greacă. În ce limbă și-a redactat însemnările private Marcus Aurelius, împăratul Romei? În greacă și nu în latină. Împăratul Romei. În așa măsură erau ei degrecizați, romanii.
Dar acest lucru mi se pare sfârșietor. Iar Cezar, faptul că lui Brutus, când îl recunoaște, îi se adresează în greacă, pentru că era limba familiei, limba familiară. Iar celorlalți așa. Iar Cezar încetează să se mai apere numai în momentul în care vede că și Brutus face parte din conspirație. Și după ce primește și lovitura lui Brutus, face ceea ce romanii făceau în momentul morții. Și-a tras toga peste față ca să nu-i se vadă chipul morții.